Ați văzut lupul? Păi am văzut, dar n-am făcut de ce mi-e ta, Gheu. Hai de mine. Atât am fost. 3-4 metri am fost. Am urmă săptămâna asta. Dar cum de fost așa de aproape de el? Că veni și mi-a prins o capră. Păi le sunt și dimineața viu. Întâta dimineața viu la frunză de cireș. Asta e foarte sănătoasă în galbaza. Cum o sări lupurile astea? Așa au venit lupul. De acolo așa din pădure să sări lasă. Mă fac pe aici, pe la colț, după el. Am avut două iepe cu mânză. Au avut mânzuca amândouă. Au fost diferentă dintr-o o săptămână dintre cealaltă. Una ca cum au fătat una după cealaltă. Și într-o noapte au venit lupii și mi le-au mânat într-o râpă și mi-au mâncat amândouă mânzuca. Amnetalii? A mele. S-au dus o iadă și mi-au dus 13 oi, mi-au tăiat odată una după cealaltă, dar acolo am avut pierdere mare. Cum îl cheamă? Novac. Cum vă cheamă? Nelu Filip. De unde sunteți? Din nou de pe Someș. Din nou de pe Someș? A. De când umblați dumneavoastră la oi? De mic optil. De mic optil. Aveți și oile dumneavoastră? N-am matrică, le-am vândut. Am avut 306. Câți ani aveți dacă nu vă supărați? 72. 72? Da. Mulți înainte, dar ce bine arătați. 72 de ani. Multă sănătate. Multă, multă sănătate. Mulțumim, la fel. Deci viață sănătoasă la oi. Deja v-am mult zic alții. Ai, viață sănătoasă, viață sănătoasă după cum tu o faci. Dacă te grijești, e bine. Dacă nu, rămâi aici cu ea, mor de foame și n-ai ce duce nimic. Absolut. Dacă te știi îngriji, mere treaba. Mere, te descurci. Dacă nu te știi îngriji și nu-ți place meseria, nu ești de meserie, nu o faci, nu stai. De tale ești pensionar? Da, mi-o dat, ești mi-o dat pensie. 1000 de lei. 1000 de lei? Da, am fost pe la partid cioban, am fost pe la Gosta cioban, am fost pe Banat la CAPU, am fost în multe lucruri. Cum a fost ciobănitul la partid, pentru partid? Bun a fost. Bun a fost. Nu a fost rău. Salar în toată luna și ne dea o masă pe zi. Și o masă pe zi. Da, da. Nu a fost rău. Nu, nu. Și ați avut grijă de multe oi? De pe eu a fost 540. A fost de mult, am de mult. Și le-a și mult sau numai? Am și mult, da, da, da. Am și mult, da. Am mult. Le-am făcut și brânza. Mai de mult ce produse se făceau? Păi făceam brânză, caș, făceam urdă și noi lăsam laptele de sara să fie un pic de smântână, să putem face mâncare. Luam smântâna, smântâneam frumos laptele și făceam mâncare cu smântâna aceea. Și făceam, aveam budeu și făceam, stanea, cum să spun nou, în budeu ăla făceam untul. Era făceți grozav. Grozav. Mâncare, mâncare. Păi făceam câte un balmoș, cânteam așa câte un dărap de caș, și cum puneam zărul jintuitul într-un toc așa cu robinet, trăgeam, lăsam zărul să se scurgă și rămânea grosul. Apoi făceam câte un balmoș, toți ne strângeam pe lângă cea unui, așa eram câte 6. Cum era mai de mult prietenia între ciobani și între crescătorii de animale? Era bună între noi, dar stăpânii se sfădeau mult pentru pășune. Și amui cam rău. Și amui cam rău, nu numai atunci. Dar noi ne-am înțeles bine. No, care o băut, știi cum era, câte o fel de pălincă, câte cu câini, apoi, no, făceam târguri cu câini, făceam cu ei, bă, Doamne. Era bine, nu fost rău. No, de-o fost bine, de-o, cum a fost, eu nu m-am tras de la greu. Și am stat până la ultima zi. Deci cuvântul e lucru mare. La mine cuvântul e cuvânt, nu-mi trebuie scrisoare. Cuvântul meu e cuvânt la oricine.
Acolo să stăm, să putem sta, că ia, să duc și lup în tătă ziua, în tătă noaptea vine de două, trei ori. Da? Da, păi am noroc cu aici, și cu ce e legat. Spuneți cum îi cheamă pe câini, luați-i pe fiecare și ce vârstă are. Asta e Nova, care un an și 7 luni, crescut de mine de la 2 luni. Ia mietalii? Da. Grozav câine. Da, grozav. A crescut de la 2 luni. Frumos. Aici, dar nu-l da. Dau, dau-mi nefie. Ala are 4 ani. 4 ani. Nu, no, ala e codrut, ala e a șefului de stână. Și ăștia mici? Asta mică e a mea, e de 5 ani, și pisica. Asta e Iuții, e a lui. Are și aceea vreo 6 ani. Dar eu n-am văzut câini așa de întors oile, așa de răi să sară până la mine la picior. Grozavi au fost. Da, ăștia să bază. Aici și pe lup cât de mici, de a vedea ferească Dumnezeu ce fac. Doamne fie, că eu mă mic, că unde dracu e atâta putere ei și atâta voință. Că sar la lup. Mi-a luat lupul oaie și n-am știut nică până nu mi-a găsit el capul. Tata, așa o belit-o ca un om. Nu. Da, ai probleme mari aici cu lupul. Eu, e tata noaptea, nu ți-am spus, de două, trei ori. Tata noaptea. Nu pot durni. Am spus și la gazda dimineața, mă ustură oi în cap, că nu pot durni, nu mă pot hodi. Și de la ce oră vine? Aproximativ vine la 7:55, la 8 fără 5 minute. Așa de vreme? După aceea vine la 1:20. L-am fugărit cu câinii. După aceea până în ziua, nu știu pe la cât dracu că am fost adormit, ori m-am trezit și băteau câinii în ruptul capului. Da. Și care câinele de bază? Păi aici am eu. Aici se duce. Ala mă lasă, se duce până sat, trebuie să-l leg. Și pe aia la alți doi de la colibă îi dezleși? Nu. Aia îi pun, de exemplu, într-o harea pe la stau, pe unul, și pe unul îl pun din coace. Dar să nu se ajungă unul cu celălalt. Dar îi pui mai departe de staur. Când vine lupul, îi sântesc. Mi-a arătat cum. Și aici, aici, fug și îl fugăresc. Fug după el cu cătălușile. Dar aici e lupărie mare. Deci am nu vineam, domnule. Ai avut multe pierderi în vara asta? Păi, de una am dat. De una. De restul n-am dat. Câte-s? Nu știu, până le-am numărat. Habar nu. Da, dar la alții o rup, care știu, o rup, două, trei, patru, la unul o rup șase de aici din Făurești. Șase am în vara asta. E mult, mult. Da. E foarte rău. Haide-mi. Vă iubesc animalele. Da, păi și eu te la iau. Cum îi ziceți la ăsta care îl aveți dumneavoastră în mână? Aista, cârlig de prins voi. Vă ajută să le prindeți când da, își cioape. Da, cu ăsta le prind și le tratez la picioare. Ca cu altceva nu, pot, nu mă pot da după ele. Că fug, dar cu ăsta le-a cât. Mă duc înapoi a lor. Ia să-mi ia. Să prinde piciorul și ridic piciorul sus. Și o prind, gata. Și mă duc și am spray-ul aici. Spray-ul și am cater. Cater? Da, e ăsta. Și că ăsta le tratez la picioare. Că n-am altceva. Le port în vele. Ăsta le prind. Să prind de picior. A sărit eu la ea, n-am lăsat. Cum să lăsă mușchi, dar când prinde rupe, nu altceva. Novac, da. Bun câine. Da. Ala-i tare câine. Tare câine. Și pe lup sare. Ați văzut lupul? Păi am văzut, dar n-am făcut de aceea mine ta de el. Hai de mine. Atât am fost. 3-4 metri am fost. Am urmă săptămâna asta. Dar cum de a fost așa de aproape de el? Că a venit și mi-a prins o capră de ujer, eu sfârticat tot. Hai de mine, așa de aproape. Au, ia acolo, am fost ea, acolo dincolo. Și-a venit lupul, eu stăteam așa răzmat în botă
Și a venit lupul, caprele mi-au fost așa cum îți tine ăștia, știi, băgate la tufe. A venit lupul la ele și n-a apucat numai pe una să o prindă de tâță, că toară. Și eu de acolo am zis, dar eu am fost prost, că eu am strigat, că eu l-am putut lovi cu bota asta aia. I-am putut da cu bota. Și atunci am strigat, hă, lupul mă! Și a venit câine și a sărit pe el și l-a mâna. O sărit pe el? O sărit, pe, l-a mâna, nu l-a mai lăsat să se pare între oi. O sărit lupul, făcut da. La o copcii și o pleca. Dar cum vi s-a părut lupul ăsta față de Novac cum e talnic? Păi e mai mic ca Novac, dar e sur. Are grumază, ea numai atâta grumază are. Are cam mic, cu gura căscată lui. Are niște uăci mici în cap, doamne, bate, se uite direct la tine. O sări Novac cu celălalt și l-o mâna de ferea Dumnezeu. Păi cățelușile ce-au făcut tărată pe lângă voi s-au învârtit. Te pe urmă a fost. Te pe urma lui. Da. No, apoi aici îmi vine, aici, la staur, îmi vine din pădure de aici, țara. După aceea, îl fugăresc câinii, ies cu lanterna, că am lanterna de vede bine, îl fugăresc cu lanterna, te fuge înapoi, face așa câte o roată și după mează noapte vine ea, pe la mează. Și vine de aici, ia de aici, ia de acolo. Tăi ce încearcă din mai multe locuri. Tăi mă încearcă. Și până în ziua, vine pe câine direct. Atunci știu că nu mai poate mere, nu poate rupe. Că câinile e atent și nu se teme, atunci s-ar tăs pe el. Tăs cum nicuță curtez cu sar pe el. Ferea Dumnezeu. Eu spui în cafelul părie că aici eu n-am mai prins. Am fost la Bistrița, am prins și acolo, pe munte. Unde ai fost? Pe Galați. Pe Galați? Da. Spune-mi niște întâmplări de acolo. Acolo, domnule, niște ursoci, să vezi, de aici guler, ia alb, ia de-o palmă, aici alb, și pe picioare am văzut. Dar mari ca diburi, au 7-800 de tiri pe ceva. Ia și-o băgat, ia, laba pe oaie și-o te-a luat-o și-o tras-o la chete. Ce câini, că am avut 13 câini și noi 4 ciobani și n-am putut face nimic. N-am putut face nimic. O tras-o la el și cu picioarele, ce-o putut, pietre, pământ, mușuroi de aici, îl scurma și dădea după câini. În oci la câini ca să nu poată să-l prindă câini. Ca așa ceva n-am văzut și-s bătrân la 72 de ani și de la oia am fost. Ca și ce-am văzut în munte acolo. Și n-ați putut să scoateți aia? Nu. O dus-o și o gata? O dus-o, i-o scos mațele afară. Are niște unghii ca așa ritile mele de mare. Doamne, ferică, cu alea ce pace... Ferea Dumnezeu, păi eu l-am văzut, dar nu a fost departe de noi. Cât de aceea așa au venit ea, până așa au fost de capărul ăla de noi. Și ne-au luat oaie aproape de lângă noi. Unde ce că? Pe le pot lăsa până câte la 7 și un sfert le-am băgat așa sară. Dar te chem? Dar nu stau mai mult, că vine lupul, nici nu știu de unde. Ala-i baiul. Și ia, când am uzit, să o duc la colibă. Că știu că trebuie să mă duc la colibă. Mă duc așa fain după ele și ele probălez frumos de apa aici în ea și mă trag în ce. Că de nu, habar n-au, minte n-aș, îmi prinde o capră, îmi prinde o oaie, habar n-au că de unde vin. Apoi am rămas cu cățelușile astea amândouă, că ce s-au dus, că știi că trebuie să mă duc la colibă. Binele! Au, bine! Au, bine! Numai din gură le-ați adus. Dar cum? Dar cum, rar trimăt cățelul. Numai așa când nu-i încotro, n-am ce face cu ea, mi s-o împrăștea tare și mi s-au dus caprele pe-n zbeguri și nu le aflu. Așa-i trimăt cățelul după ea, restul numai din gură codea. Le mai ține și la un pic de frunză. Ia ce bine mănâncă frunză. Păi le țin și dimineața, viu, în toată dimineața viu la frunză de cireș. Asta e foarte sănătoasă pentru călbaza. Deci frunza de cireș e sănătoasă pentru călbaza? Călbaza. Eu în toată dimineața le dau la frunză. Și în pădure, pe marina pădurii, le bag la frunză de cireș, aici,
Uite, mă, că așa frumos cu ele pe acolo, pe la Tirești, și apoi mă duc pe iarbă. Și mă duc unde găsesc ghindă, mă duc la ghindă, că ele la jir, le dau să mânce și pohârte, de-astea, pome, mere, pere, află, sălbatice, de felul. De felul. Bine, le adună ei. Hai de mine. Deci te asigur bine când închizi staulul. Da. Păi le asigur. Pentru că ia, de aici îmi vine lupul, vezi? Ia de aici. Un câine leg acolo, am băturanga și unul leg acolo. Și unul aici, trebuie să leg. Unul e aici, cine are? Cine n-au și ăla. La valau acolo ne ia din jos, am izvor, unde e adânc. Și-a venit lupul pe lângă halău, așa frumos, și-a sărit pe oaie la grumat s-o prindă. Eu stăteam și mâncam. Și nu mă văd că se clatină oile și zic, nu fac o fă pe el. S-a bătut cu el? Mai că nu l-a prins de cum. Dar pe ce ce dracu ia lupul, mă? Și apoi am strigat și l-am mânat până acolo în livor. După ce am mânat lupul, s-a dus așa roată pe acolo și s-a dus la Lică. O sări pe un câine. Am strigat, Lică, vezi că mi-are lupul la tine. Nu dura 5 minute că a fost pe el lupul. Și apoi o sări pe un câine, zice că l-a prins pe câine. Nu știu. Nu. No. Până o să vede, că și el le-a băgat. Ei! Azi, mă! Mă, hai! Am sărit de acolo cu bota, cu lanterna și după el. Atunci este ăla, nu fă cu mine, numai novac. Am luat novac până s-a dus la Nandor, acolo la Cărpiniș, s-a dus la oi. Păi ăsta cum îl cheamă? Ăsta-i Miu. Miu? Miu! Hai, Miu. Hai. 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 Hai, ce? Hai, Miu. Bă, stai cu mine. Stai, ce unde e Miu? Difilează. El nu lasă să apropie lupul deloc. Deci ei dau alarma. Da. Îi dau alarma și ceilalți atacă. Dar fi și periculos să-i lași liber, că-i mănâncă lupul. Nu-i mănâncă. Pentru că spui de ce. Că mărcăt și sare unul după pentru altul. Am înțeles, am înțeles. Dar cumva, dacă cumva face o greșeală, îl poate mânca lupul. În caz că mere aici, a fiu. Sau cățelul celălalt, că i-am cu. Ca ești cățelul numai de 10 luni, nu știu de lup. Să bagă urtiși pe el, îl rupe. Înțelegi? Dar nu fac cu celălalt, ala e mai bătrân. Ala știi mai, știi să se bată, bine. Și ala, ala nu se teame de lup, nici nu fac. Nu fac la Cluj, anul trecut, au avut 6 luni. O zburat pe un mistrit. Pe spate la el, o zbura. Vai, zic, ni-l omoră pe câine. Și l-o mâna pe mistreț până între niște stini, dar eu n-am știut că mistrețul-i pușcat. Pe lângă mine, la colibă, numai sânjul. S-a venit o mașină, ne-am făcut eu. Ia ce ciocă frumoasă. Dar ni luați-o și pe-a mea. Luați-o un pic pe-a mea să vadă lumea cum e, că eu n-am prezentat-o. Luați-o de acolo așa. Nu. Ia.
frumoasă. Asta e ca ascultată. Asta e de fag. Da, e de fag. Da. Ametale de ce? De sânge? Nu, de cireș. A mea e de cireș. Le-am făcut cap de păsărucă. Hai să vedem, așa mai aproape. Și aici am făcut coda. Aici. E rezistentă bota de cireș? Da, foarte rezistentă. E bun, uscată. Asta mi-e tare de fag, asta e verde. E verde, da. Asta se strâmbă mai tare. Dar e fain așa, e fain. Păi e fain așa să o țin sau în mine când mă duc să nu sară câinii. Da, de când și da, după ăsta așa înapoi și... Da, mai bine să te joci cu ei, să vorbești cu câinii, decât să dai cu bota. No. Aici dormi tale. Eu aici, da. Nu ți-e frig noaptea? Nu. No. Eu nu fac foc. Eu de când mă știu cioban, eu fără cojoc nu m-am lăsat în veci, ceaon, cojoc, căldare și de tăchea mă. Să hiam netalii. Găleți, da, amele. De când am fost, vizualia. De când m-am dus la oi, aici e patul meu, aici stăm nicojocul meu. Vrei să-mi faci o poză cu el? Da. No, stai că-l eu. Cu asta vă învăliți, nevoaste. Cu asta mă învălesc și asta am și de frig și de ploaie. Când plouă tare, trag un nylon peste aia și cu asta mă duc. Vara, iarna. Aici, ia, uite că la ea am jeburi. Să vedem, ce jeburi aveți? Ia, am buzunar aici. Unu, aici. Vezi? Aici îmi pun mâncare. Din coace, aici în estalalt, îmi pui lanterna sau radio, sau televizor, telefonul. Vezi? E aici. Fac aici. Aici am altele astea. Asta e făcut la comandă. Aici, nu știu cine mai are așa ceva, nu știu. Ia, aici, ia, bagatele pe aici. Vezi? Dacă le-a arătat, ori face și alte. De eu n-am dat la nimeni să facă. Să n-aibă nimeni ca mine. Ia, vezi? Mă arăt. Uite, să-l trag în sus cât vreau eu. Și nu-l închin, nu-l uz. Vezi? Așa, s-a făcut un sistem să ridicat, să nu stea pe jos. Da, ridică de vrei. Ia. De unde l-ai cumpărat? Sau l-ai făcut din oile netale? Asta e din niște berbecuți. Berbeci de un an jumate am berbecuți. Ce rasă? Turcană. Turcană, da. Turcană. Da. Numai că stunși mai târziu și nu-i lână mare pe el. Nu mi-o trebuie să fie tare greu, să-l pot purta, eu-s bătrân, am un. No. Și ați dormit și în cojoc? Da, și în frig, și în zăpadă. Cum a fost în Bărăgan? Bărăganul a fost cald, grozav de tare, cald. Ați format pe timp de vară? Pe timp de vară și pe timp de iarnă. Iarna nu a fost zăpadă. Și iarna nu a fost frig deloc acum. Mai că a fost... cum să spun, câmpurile alea, bătea vântul. Când venea câte o ploaie, de ferea Dumnezeu, trebuia să ne ascundem în canale, că ne lua vântul și ploaia de pe picioare jos. Și oile se strângeau tăte grămadă, așa, but, ca și cum le-ai învârtit în ceva. Unde vi s-a părut cel mai greu? Unde ați ciobănit cel mai greu? E ciobănit? Da. Unde vi s-a părut așa mai greu? Cel mai greu mi-a fost și aici la Bistrița, că mi-a fost greu, nu? Că n-am putut umbla așa pe muntă și așa bine, că nu, mă dor picioarele. Și am fost în Buian la Oșeni 2 ani de zile. Unde? În Buian. Buian. În munte. La Oșeni, la Cerchează. Așa. Da, acolo am fost 2 ani. În Buian acolo. Și ce-a fost așa greu acolo? Acolo... Noapte de noapte vine ursul la noi. După aceea,
vine lupi. Lupii vine ziua și ne prindea oile de pe câmp. Am avut două iepe cu mânză. Au avut mânzuca amândouă. A fost diferentă dintr-o o săptămână dintre cealaltă, una ca cum au fătat una după cealaltă. Și într-o noapte au venit lupii și mi le-au mânat într-o râpă și mi-au mâncat amândouă mânzuca. A mele. Vom mânca lupii mânzele. Eu mâncam lupii mânzele, acolo în buia. Am vrut să vă întreb, care a fost cea mai urâtă experiență de când umblați la oi? Înseamnă că asta cu mânzucăle, sau ați avut ceva mai urât? O pierdere mai mare? Spuneți una care v-a durut cel mai rău. Păi, când am fost la Săsar, acolo am avut o pierdere grozavă. A venit o locomotivă și mi-a trecut o iadă și copilul mi-a fumnic. Am zis, ai grijă că mă duc să cot, am avut porci. Și mi s-au dus porci, 5 porci. Zic, mă duc să cot porci, nu le lăsa pe calea ferată. S-au dus o iadă și mi-au dus 13 oi, mi-au tăiat odată, una după cealaltă. Dar acolo am avut pierdere mare. Mai mare ca aceea n-am avut nicăieri. Da. Și la lup, o pierdere așa mai mare? La lup te-am avut, nu zic că nu. La lup te-am avut. 4, 5, 6 am avut cel mult. Mai mult de 6 n-am avut. Dar așa față în față să scoateți oaia din gura lupului, a fost? Acum dracu n-au fost, dar am scos-o cu câinii. Dar ruptă. Nu am putut scoate. Ați văzut și lupi mai mari decât câinii mie tale? Ca câinile mie am văzut aia care au venit la mine amun vara asta. Mai mare ca ala n-am văzut de când în ziua. Mai mare lup și mai lung. Că acum a fost ala de mine, o prins oaia aici la alu, aici. În altă parte n-am văzut mai mare lup, nicări. Urși am văzut bugări, dar lup mai mare ca ăsta n-am văzut. Pe bana nu sunt lupi. Nu au fost lupi atunci, au fost capre multe, porci, mistrezi mulți. Au fost și atunci, s-o știu de șacal, dar nu au venit șacal pe acolo. N-am avut treabă cu șacalii. Dar mai de mult? Ce câini ați avut, nevoaste? Așa când ați fost tânăr, 20 de ani, 30. Mai de mult am avut doi carpantini. I-am adus din Moldova. Și am avut când de ăștia de-a noștri, înainte, obișnuiți de ăștia, țărcați, cu albul, cu negru, cu, da, mărișuri, da, buni, buni de seară, buni de om. Ei, nu dat înapoi, na bine, dar am avut câte 6, 7, 8, nu. Și apoi, de aceea au fost mai mulți, am avut pulei de ăștia mulți, câte 5-6 pulei, apoi ăștia fac o gălăjie de ferea Dumnezeu. Dar am avut de ani înainte și ăsta, am avut de ăștia de Bucovina, am avut San Bernard, am avut... Da, mi-a rămas acolo în inăul la unul de, cum dracu zice, cu capul mare, stai, când spui eu, mi-a rămas acolo. Asia? Asia centrală. Da. Am avut unul grozav. Atâta mai buni-s românești. O venit, ăla e bun, nu că nu-i bun, și tare și ăsta în ea. Dar nu merge ca așa istam eu, ca Novacu. Nu mere! Merge, dar nu mere! Deci ciobănescul de Bucovina e bun. Băi, grozav! Nu, sunt bun și așa, am avut și cu mare lică, de aceea roșii, de aceea galbeni, de aceea, da, nu mi-au plăcut de ei, că mereau de la oi, apoi de dădea de orice urmă, nu mai vine... Nu, mâncați arcâni, ce-ai făcut? Dumneavoastră, când auziți ceva, ieșiți tot timpul afară. Da, cu lanternă. Am lanternă. Cum vedeți dumneavoastră viitorul oieritului? Dumneavoastră aveți o experiență, aveți 72 de ani. Dați-vă cu o părere. Cum îl vedeți? Eu îl văd destul de bun, care Bravo. Pricepe și vrea să se ocupe de ele. Dar dacă nu te ocupi de ele și nu le tratezi, și degeaba ții nici de ui. Că-s mob.
Dacă te ocupi de ele și le dai ce le trebuie și ai pășune bună, se rentează. Ai venit. E 100% îți dă venit. De la oaie orice e bun. Îți dă miel, îți dă lână. Dacă lâna mu nu trece, zicem așa. Lapte, pe lapte scoți. Da, pe carnea iară-i scumpă, am să o scumpti și carne. Apoi ia, de stăurești, meri, stăurești, e bani. Cu iată bani faci? Între o rune meri. Cu băia bani faci? De-ai, doamne, fer o năcază. Ai ce vinde? Da, dar băia mă, eu n-am numai trei și o capră. Eu n-am ce vinde. Și spuneți dumneavoastră, dumneavoastră ca cioban, puteți să trăiți din salariul care îl câștigați? Puteți să vă faceți ceva? Pot. Mi fac bugăte. Nu i-a spus că nu fumați, nu beți. Nu. Eu strâng bani, dar îmi fac bugăte. Eu și când mă duc de aici, eu cu banii ăștia mă duc și mi-mi vălesc căsuța. Eu am ce face cu ei, adică îi bag în ceva, nu-i strâng numai să fie stricat așa. Sau îi bag la bancă, sau îmi fac un lucru care să știu că am stat pentru ei, am muncit pentru ei, dar s-am folos. Foarte bine, foarte bună gândire. O mentalitate sănătoasă. Am folos de ei. Eu și-am vreau să-mi învălesc căsuța. Acolo, acasă cu tablă. Să-mi fac o sobă de teracot. Știu că am un ban care trebuie să-mi-l dea, am un. Ce să faci? Dintr-o mie de lei nu poți trăi, omule. Dintr-o mie de lei. Ce o mie de lei în ziua de astăzi? Aceea e pensie de 1000 de lei. Ești obligat să vii, că n-ai stat și mentale poate acasă, n-ai umblat și ai stat, uite cât e frig amu. Dar pe care sta acasă, dar pe ce să stau acasă? Să mă uit la, la vecinul cum povestește pe marginea drumului că are pensie de 30 de milioane și eu 1000 de lei, 3000 de lei, cum îi zic amu. Eu ce am? 10 milioane. 1000 de lei, hai, da. No, ce pot să fac 1000 de lei? Zic dumneata, după dumneata, poți trăi din 1000 de lei? Nu poți. Curent, nu poți face nimica. Curent să plătești, ca muzei să plătești, apoi televizorul, apoi un altă ce ai de plătit, bajapa, hidroforul, ala consumă. Și mâncarea n-ați pomenit-o. Deci întotdeauna dumneavoastră vă lăsați la urmă. Mâncare, mă duc și îmi cumpăr de 500 de lei, nu mi ajunge mâncare. Eu singur. Dar pe să țin și câinii ăștia. Nu. De unde, dragă? Mai de ce? Din bot. Fac tot ce pot. Numai din bot am făcut tot. N-am făcut din altceva de nimic. Numai de la voi. Da. Da. Vi cal cu ea? E și grea. Mă, vi cal, doar că mi-e cal. Că cum, că asta ține căldură de... Ia, pe aici, ia, îmi bag mâncare, aici îmi bag un altă. Sticla cu apă, ce vreau eu. Vine zăpadă mare, o trag în sus, vine apă, noroi, o trag și nu mă... N-am treabă cu ea. Dar nu gândiți așa. De asta de-am înainte, ce să mai gândesc? Și atâția ani de zile să stai afară în friguri și în ploi și în... Ăsta, fă de capul meu, nu știu dacă vă rezista oarecare. Te-am rezistat. Mă doare piciorul ăsta drept. Dar știu eu de ce, că l-am sucit. În rest, mult am lui Dumnezeu. Ei bine, cum e? Ce să zic, să fiți sănătos, să aveți noapte bună, să vă ferească Dumnezeu de lupt. Vă mulțumesc, la fel vă doresc și eu și vă mulțumesc de interviu, nu? Ce să zic altceva?